Hello, hello! Hai să vedem pentru ziua de marți, 13 iulie, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot, să descoperim împreună energia acestei zile folosind o singură carte. Aici avem Vortexul sau Diavolul în setul tradițional de tarot, o carte care ne vorbește despre tentații. Vedeți aici aceste două sirene care au fost atât de captivate de acest vortex de apă, încât s-au lăsat prinse aici într-un ciclu destructiv, mare atenție să nu fiți voi această persoană. Astăzi, dacă simți așa că ești pe punctul de a începe un viciu, un comportament care nu este tocmai benefic, dar este așa foarte tentant, pentru că toată lumea face asta, sau toată lumea spune asta, sau toată lumea gândește asta, ține-te departe de aceste tentații, pentru că nu o să te ducă într-o direcție pozitivă. Ba mai mult, aici cu această energie ne arată că riști să te prinzi într-o horă din care nu o să mai poți ieși. Deciziile pe care o să le faci astăzi o să te influențeze pentru foarte mult timp de acum înainte. Și s-ar putea, ca mai devreme sau mai târziu, să regreți faptul că astăzi nu ai demonstrat mai multă forță, mai mult caracter, mai multă integritate, că nu ai acționat după cum îți dictează conștiința și că te-ai lăsat influențat sau influențată de anturaj, de societate, de niște oameni care aici vor să te tenteze cu ceva care nu e tocmai benefic pentru tine. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe etalări de tarot, te invit pe canalul meu de YouTube, unde am o grămadă de surprize pentru tine. Pa, pa!